Încă o dată? Cum? Deci, fie inversele, inversele următoarelor numere. Da. Cât? 11? 11 pe 13, da? E bine? 11 pe 13? Da. Inversul, atunci, inversul este egal, inversul acestei fracții este 13 pe 11. Adică întoarcem fracția. Și numitor devine numărător și numărătorul devine numitor. Deci, lui 11 pe 13 e 13 pe 11. Ia să mai dai eu. Lui 17 pe 21 cât este? Care este inversul? 21 pe 7. Da, sigur că la 21 pe 17. Asta înseamnă invers. Invers de cum se dă. Da? Corect. Alt ieșiți-vă acolo? 5 întregi și 2 pe 9 este egal cu. Introducem întregul în fracție. Spune-mi tu cât face. 5 ori 9. Deci 57. 5 ori 9, 45. Și cu 2, 47 pe 9, da? 5 ori 9, 45 și cu 2, 47 pe 9. Și atunci inversul este cât? Al 47 pe 9. Inversul? 47. Este? Nu, inversul 47 pe 9. 9 pe 47. Nu așa? Păi, inversăm fracția. Cât? 9 supra 47. Deci inversa va fi 9 pe 47. Altă fracție, alt număr. Deci 1 pe 7. Încă o dată? 70 și 1 pe 7. 70 și 1 pe 7, așa, da? 70. Deci, telefonul meu, probabil bateria din ce în ce mai slabă, dar te rog să vorbești mai tare, vorbești la telefon mai apropiat. Deci care e număr? 7 întregi și 1 pe 7. Așa, 7 întregi, am înțeles, și 1 pe 7. Și cât face? Să formăm fracția ordinară, 7 întregi și 1 pe 7, cât face? 49 și 1, 50 pe 7. Și atunci inversa, cât va fi? 7 pe 50. 7 supra 50. Corect. Altă fracție. Efectuați împărțire. Da. Efectuați împărțire. Efectuați împărțire. Împărțire. Te rog. 3 pe 4 împărțit la 2 pe 5. Împărțit la 2 pe 5. Cum am zis eu în lecția de aseară, sau altă seară când am predat, am zis să mulțește prima, să scopie, deci egal cu 3 pe 4, înmulțit, deci 3 pe 4, o copiem, deci 3 pe 4, iată, 3 pe 4 se copie, 3 pe 4, și înmulțit cu a doua inversată, adică înmulțit cu acest 2 pe 5, 2 pe 5 trece în 5 pe 2. Da? 2 pe 5 în 5 pe 2. Cu a doua inversată. Și este egal cu. Și acum facem o mulțire, acum știm să facem. Deci înmulțim pe prima cu a doua de la inversată. Și face cât? 15 pe 8. 15 pe 8. Foarte simplu. Da? 15 pe 8. Apoi, alte ieșiți-o. Cu 4 pe 7.
4 pe 7 împărțit. Împărțit la 5 pe 11. 5 supra 11. Este egal cu 4 pe 7 înmulțit cu 11 pe 5. Și face, iată cât, cât obținem. 4 pe 35. Apoi, arată ieșițiul. 3 pe 17. Împărțit. La 8 pe 17. 8 supra 17. Egal cu, vorbește tu. Egal cu 3 supra 17. Da. 16 supra 8. Și este egal mai departe. 17 cu 17 se simplifică. Vezi tu că așa am vorbit aseară, că înainte a face mulțimile, face simplificările. Și aici rămâne 1 și 1. Și vine 3 ori 1, 3. Supra 1 ori 8, 8. Da? 3 pe 8. Apoi. Da. Este rezultatul formă de fracție irreductibilă. Așa. Descrieți. Scrieți rezultatul sub forma de fracție ireductibilă. Cum arată? 15 supra 7. 15 supra 7. Împărțit la 3. Împărțit la 3 pe 1. Asta înțeleg eu. Lui 1, da. Lui 3 îi punem 1. Egal cu cine mai departe? Da, ori? 1 supra 3. Ori 1 supra 3. Egal cu 15 supra 19. Dar nu vreau să mulțesc. Văd că se simplifică 15 cu 3. Așa. Da? Și 3 împărțit la 3 face 1. Iar 15 împărțit la 3 egal cu 5. L-am tăiat pe 15 și am pus 5. Pe 3 l-am tăiat și am pus 1. Și acum mulțesc. 5 ori 1, 5. Exact. Apoi. 2 împărțit la 16 supra 1. 2 împărțit la 16 supra 1. Egal mai departe. Supra 9? Da. Supra 9. Și egal mai departe. Spun. 2 supra 1, corect. Ori. 9 supra 16. Și vedem ce rezultat obținem. Obținem 16. Foarte bine, foarte bine. Bravo. Și la 2 rămâne cât? 1. 1. Și la 16? 8. 8. Și cât obținem ca rezultat? Egal cu 9 supra 8. 9 supra 8. Alte ieșițiuri. Și 7. O părțit la 4 supra 9. 4 supra 9. Și este egal cu? 16 supra 27. Da. Ori? Ori? 9 supra 4. Corect. Și este egal mai departe cu? 16 cu 4. Da, da.
Da, 4, în locul 4 rămâne 1 și locul 16? 4. 4, pe 16 împărțit la 4 egal cu 4. Deci în 4 am simplificat. 27 cu 9 merge? Așa. Deci prin 9 chiar. Și în loc din 9, 9 împărțit la 9 egal cu 1. Nu, nu, 27 împărțit la 9. 27 împărțit la 9. 27 împărțit la 9 egal cu 3. 3. Și iată rezultatul. 4 ori 1, 4. Și 3 ori 1, 3. 4 și 3. Corect. Alte chestiuni. 42 cu 35 împărțit la 7 la 5. Așa. Și egal mai departe cu? Asta să te scriu și eu. Te rog. Și egal mai departe cu? Putem simplifica 55 cu 5 și 37. Corect. 55 împărțit la 11. Nu, nu, 55 împărțit la 5 face 11. Deci 11. Câtul este la împărțire 11. Acum, 42 cu 7 cum? Da, și din coace 1, da? 5 împărțit la 5 egal 1 și 7 împărțit la 7, 1. Și acum facem înmulțirea și să vedem cât obținem. 7 plus 1, 6 și 11, 11. 11. Corect, corect. Apoi, alte chestii. Așa. 4 în 3 și 1 pe 6. 4 în 3 și 1 pe 6. Împărțit la 5 supra 4. 5 supra 4. Este egal cu. Introducem întregul. Așa. 4 ori 6. 1. Plus 1, 25. Deci vin 2, supra 6. Ori? Ori 4 supra 5. 4 supra 5. Și egal mai departe cu? Putem simplifica 25 cu 5. Da. 25 împărțit la 5 egal cu 5. Cu 5. Da, da. 5 împărțit la 5 este egal cu 1. Acum, ce mai putem simplifica? 6 cu 4. Da, cu 2. Prin 2. Prin 2. Și vine, 4 împărțit la 2. 2. Da, 6 împărțit la 2. 3. Și acum, cât obținem? 5 ori 2. 5 ori 2. 3. Dacă ți-mi fac, dacă fac simplificările la timp, deja devine ireductibilă. Că 10 pe 3 nu se mai poate simplifica. Alte chestii. 8 pe 9. Da. Așa. Egal cu? Egal cu 8 pe 9. Împărțit. Trebuie să introducem întâi întregi în fracții. Împărțit, lăsăm așa. Împărțit la? 6 cu 16 supra 3.
16 supra 3 foarte bine și este egal mai departe cu 8 pe 9. 8 pe 9. Ori? 3 pe 16. Ori 3 pe 16. Hai să terminăm cu 9 cu 3 mai întâi. Unu, da. Bine. 8 cu 16. 8 Da. Da, și cât este rezultatul? 1 pe 6. Deci rezultatul corect este 1 pe 6. Și iată cum am făcut și acest exercițiu. Da, ce mai ai tu, te rog? Interesantă problema asta. Exercițiile acestea par din ce în ce mai interesante. Nu? Să vedem cum gândim aici. Deci e vorba de faptul că avem, să găsim o fracție, nu știm cine este asta. Zicem, fracția, cum să o numim noi, APB. Nu știu. Nici n-am idee ce fel de fracție. Deci APB, care e înmulțită cu cine? 4 supra 9. Da. Sunt de ce fracție? 32 supra 81. 32 supra 81. E, aici e problema. Cine e fracția asta? Cum o găsim? Ia să ne gândim la următorul lucru. Zic, cine a înmulțit x ori 3 să facă 12. Hai să ne gândim la numere. Alo? Nu te mai aud. Nu te mai aud. Sună din nou, te rog. Crina. S-a întrerupt. Acum mă auzi? Așa. Ia să dau eu pe difuzor. Alo? Mă auzi? Da. Așa. Deci, x ori 3 egal cu 12. Cine ori 3 să facă 12? Știi tu? Cât ori trebuie să facă 12? 4. Așa. Deci, x-ul ăsta este egal cu 12 împărțit la 3. 12 împărțit la 3. Așa se află unul din termenii produsului. Deci, un termen înseamnă rezultatul împărțit la celălaltul. Așa și la noi aici. Ăsta, care e x-ul necunoscut, deci zicem A pe B, A supra B este egal cu 32 supra 81, rezultatul, împărțit la 4 pe 9. Împărțit la 4 pe 9. Deci, vezi, fracția A pe B egal cu 32 pe 81, împărțit la 4 pe 9. Și știu să fac împărțirea. Egal mai departe cu 32. Vorbește tu, te rog. Da, te rog. Egal cu 32 pe 81. Da. Ori? Ori
acum facem simplificări pe care să le impun, adică... 81 cu 9, da. 3 cu 4. Așa. Mai întâi să termin pe asta, ca să nu uit. 9 părțit 2, da, 1. Deci 9 părțit la 9 face 1. 81 părțit la 9? 9. 9. 32 cu 4. Iată. 3 părțit la 4 egal 1. 8, da. Și 4 părțit la 4? 1. Și rezultatul? 8 ori 1, 8 și 9 ori 1, 9. Deci fracția aceea pe care nu o știam noi, răspunsul ar fi așa. Că A pe D, aceea care nu o știam, este egal cu 8 pe 9. Da? Deci am găsit răspunsul la problemă. Deci ne întreba, cine mulți cu 4 pe 9 fac 32 pe 81? Păi știi că 8 pe 9. Hai să probăm dacă este adevărat. Hai să verificăm. În loc de A pe B, punem 8 pe 9. Verificare, da? 8 pe 9 ori 4 pe 9. Nu? Înlocuim aici. În loc de A pe B, punem 8 pe 9 ori 4 pe 9. Să vedem când ne dă. Ne dă oare 32 pe 81 să muncim. 4 ori 8, 32. Și 9 ori 9? Iată că ne-a dat, iată că am obținut rezultatul acesta. Alte ieșiți-o? Deci, încă o dată, îi enunță. Deci, o fracție ireductibilă. A pe B, că nu știu. Înmulțită cu cine? 1, 3 și 1 pe 4. 1 în 3 și 1 pe 4. Să obține. Da. Și 1 pe 3. Și 1 pe 3. Echivalent cu, scriem, A pe B, introducem întregii fracții acum. Zicem A pe B, ori, A pe B, ori, te rog. A pe B, oricine. Introducem întregi în fracții. Oricât. A, ori A pe B, ori 1, 3 și 1 pe 4. Păi introducem întregul. În frați. Egal cu 5 pe 4. Deci ori 5 pe 4, ori 5 supra 4, este egal cu... Introduce și aici. Deci, nou, 1 ori 3, 3 și 1, 4. 4 pe 3. 4. Da? 4 pe 3. Cum ai făcut aici 1 ori 4, 4 și 1, 5? 1 ori 3, 3 și 1, 4. 4 pe 3. Da. Și de aici rezultă că A pe B, așa pe care nu știam, este egal cu? Este egal cu 5 supra 4. Nu. 4 pe 3 împărțit la 5 pe 4. Adică rezultatul împărțit la unul din termenii produsului. Egal cu 4 pe 3 împărțit la... Da? Și egal mai departe cu... Egal cu 4 pe 3. Da. 5 ori? Pe... Ori cât? 5 pe 4. Nu. Iar am
împărțit. Acum când ne mulțim, cu cine mulțim? Păi cu inversa. Da, cu 4/5. Așa, 4/5. Și cât face? Ia să vedem. 4/4/16. Corect. Supra? 115. Era nevoie ca să fie ireductibilă. Este 16/15 ireductibilă? Da. Da, nu se mai poate simplifica. Deci este ireductibilă. Și noi asta trebuia să găsim. Cine este APB? Răspunsul. APB este egal cu 16/15. Da? Alte greșiți? Mai formulează o dată că n-am înțeles. Deci 31 pe 12. Câtul? Deci câtul ce înseamnă împărțirea? 31 pe 12 la cine? La, deschidem o paranteză și scriem diferența acum. Care ai spus? Care sunt cele două fracții? 3/3. Da. Și 1/5. Da. Minus. Și 2/3. Da. Și 1/6. 1/6. Egal cu 31 pe 12, lăsăm pe 31 pe 12, împărțim la, și acum introducem întregii în fracții, te rog. Egal cu 16 supra 5. 16 supra 5, minus. Minus. 13 supra 6. 13 supra 6. Și egal mai departe cu. Ai ghinion, că n-ai aceeași numitor. La adunare și la scădere trebuie să ai aceeași numitor. Din păcate, nu ai aceeași numitor. Da, trebuie să... Număr care se împarte exact și la 5 și la 6. Oare cine este numărul la care se, care se împarte și la 5 și la 6? Chiar 30. Că se împarte și la 5 și la 6. Ar fi și 60, dar e prea mult. 30 rămâne, da? 30. Și acum, 30 împărțit la 5, amplificăm aici cu 6. 30 împărțit la 6, amplificăm în partea asta altă cu 5. Și va fi egal mai departe, te rog să vorbești, egal cu? Egal cu? 13 pe 12. Împărțit la... Punem o singură linie fracție în care punem numitorul comun 30. Da? Da. Și acum mulțim. 6 cu 16 face cât? 16 ori 6. Cât face? Mai vezi încă o dată. 16 ori 6. Mai vezi încă o dată cât face 16 ori 6. 16. Păi mai ori 10 ori 6 fac 60. Și 6 ori 6, 36. 60 cu 36, 96. Deci 96, atenție la calcule, minus 5 ori 13,
minus 65. Și egal mai departe cu 13 pe 12, da. Împărțit la, să facem calculul. 31, parcă, că e 96 scăzut 65. Da, azi 63 pe caiet. Da, deci... E, cât ai spus, cât am spus, e 31, nu? 31 supra 30. Și dau mai departe. Acum suntem la împărțire, cum se împară două fracții. Da. Supra 31. Și este egal. Ia să vedem ce simplificări putem face. Și cu 31 nu cred. Dar 12 cu 30. Ba da, prin 2 ar merge. Da. Că 12 se împarte la 2 și face cât? E egal cu 6. Și 30 împărțit la 2? Împărțit la 2, fac 15. Da, 15. Și acum va fi egal mai departe cu 13 pe 6 ori cât? 15 supra 31. Și este egal. Ia să vedem dacă mai putem face ceva simplificări. Păi da, 6 și cu 15, printr-un 3. Că și 15 se împarte la 3 și 6 se împarte la 3. Da. Da? Deci, merge prin 3 și 15 împărțit la 3 egal cu cât? 5. Și 6 împărțit la 3? 2. Și cât facem la rezultat? Vine 13 ori 5. Adică? 65. Da, 65 supra? 2 ori 3. 62. Corect. Și asta ar fi rezultat. Da? 65 pe 62. Vezi, aici a fost vorba să formulăm bine ieșițiul. Că aflați câtul, deci era vorba de împărțire, dintre 31 pe 12 și diferența fracțiilor. 3 în 3 și o cincime și 2 în 3 și o șesime. Autorul a vrut să vadă dacă știm să formulăm ieșițiul, apoi să introducem întregi în fracții, să vedem cum se scad două fracții și se găsește numitorul comun, cel mai mic număr care se împarte și la 5 și la 6 e 30. Și apoi am amplificat pentru numitorul 30 prima cu 6, cealaltă cu 5, că 30 împărțit la 6 fac 5. Și am făcut calculul și am intrat într-o împărțire a două frate.